Masă pentru Ionuț Rusu și George Tănase. Terminat. Sunteți voi? Au! Sunteți voi și vă? Wow. Și unii pe alții. Bună ziua și bine v-am găsit, deși nu v-am căutat niciodată, la buletinul de știri dedicat anului electoral, anul minciunilor și al păcălicilor. Dar și anul în care românii sunt bipolari. Mai întâi se bucură la șpaga electorală, iar după ce votează se plâng că-i prea puțin. Pe anul 2024 este cu totul special, vom avea parte de 5 zile ale păcălelii în loc de una singură. Pe lângă 1 aprilie se adaugă alegerile europarlamentare, alegerile locale, cele parlamentare, dar și cele prezidențiale. Cine s-ar fi gândit? E timpul de vacanță. Anul acesta politicienii au promis să facă doar promisiuni pe care le vor îndeplini. Printre ele se numără ignorarea nevoilor alegătorilor, creșterea comisioanelor personale la contracte publice și instalarea pe telefoane. Tipic. Nice, asta e bună. Din ultimele informații pe care le avem, se pare că aceștia au declarat că nu vor să spună adevărul. Vor să spună doar adevărul anul ăsta, politicienii? Când o îngheța iadul. N-ar fi imposibil dacă s-ar acorda la termoficarea Bucureștiului. Adevărat. Candidații vor introduce un nou concept politic a fulger, adică vor îndeplini toate promisiunile în prima săptămână de după alegeri. Acest sistem aduce eficiență deosebită, dar și un concediu de influenceriță bine meritat de 3 ani și aproape 12 luni. Decent. Conform unui important sondaj de opinie, românii cred că promisiunile politicienilor sunt basme. Aceștia din urmă neagă vehement, spunând că sunt lucruri serioase și importante pentru cetățeni, cum ar fi programul Primul Unicorn, teleportarea gratuită pentru pensionari sau avocați din oficiu la judecata de apoi. Doamne ajută! Eu care speram măcar la un trafic decent. De asemenea, vom avea parte de schimbări și în ce privește dezbaterile electorale, ne anunță Guvernul României. Acestea se vor desfășura în ring și va câștiga cel care poate să spună de cele mai multe ori batu. 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 Batu, 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 batu. Piua. Mai lua. Știre. Avem și o veste care ne dă speranțe. Candidații de anul acesta și-au asumat în Parlamentul României utilizarea unor GPS-uri performante pentru a găsi mai ușor drumul către alte partide. E important pentru ei. Bă-l cred pe George. Dar mă, are încruntarea asta de om care chiar îți spune ceva important. Poți să te uiți la el cu televizorul fără sonor și să pară că... Mă, chiar știe, mă. Alte vești bune pentru România în continuare. Actuala clasă politică este atât de performantă încât aderarea la spațiul Schengen a căzut datorită marilor puteri europene, Uniunea Europeană dorind să adere la spațiul Mioritic. A, e o performanță. Adevăr. În aceeași ordine de idei, leul va deveni moneda oficială europeană de circulație, doar că va circula românește, mai mult pe loc, asemănător traficului din weekend de pe Valea Prahovei, că e românesc. Un alt subiect arzător sunt autostrăzile. Pe surse am aflat că nu se vor mai construi kilometri noi pe lângă cei 6 construiți anii trecut, însă se vor aloca milioane de euro bisericii pentru un program inovator de rugăciuni menit să protejeze drumurile de gropi. Românește. În ce privește alegerile europarlamentare, candidații au promis că dacă vor fi votați, vor învăța o limbă străină, citez, ca să ne înțelegem și noi cu aia de pe acolo, că nici bufetul nu-l găsim. Ceea ce, la fel, e bine. Și vor depune mari eforturi pentru a face un important acord, acordul subiectului cu predicatul. Da, alegerile parlamentare interne anunță noi alianțe contra naturii în lupta pentru Ciolac. Pentru Ciolan, UDMR s-a angajat să împartă spray-uri cu vopsea colorată în interiorul partidului pentru a decora Harghita și Covazna cu mesajul Transilvania e România. În replică, Kelemen Hunor a spus, noi am fost primul aici. Mi se transmite în cască o știre de ultimă oră. Aha. Nicușor Dan va candida la primăria București. E un breaking news, acesta declară că este hotărât să câștige un nou mandat pentru bucureșteni, fiind foarte deranjat că el abia a fost anunțat că este primar. Gabriela Fica l-a anunțat foarte târziu. O nouă reformă de proporții se anunță. Guvernul României va angaja cei mai talentați magicieni locali și internaționali pentru a asigura o dispariție cât mai eficientă și rapidă a fondurilor europene. Marcel Ciolacu a insistat personal să înlocuim cuvântul dispariție cu absorpție. Păi și nu mai am voie, mă, să zic că fac o dispariție, fac o absorpție acum. Incredibil, imposibil.
Diana Șoșoacă va deveni noua mascotă a României. Aceasta va face parte din principalele campanii de turism pentru țara noastră. Dacă tot nu vin străinii la noi, măcar să știe de ce! Afară cu străinii din țară! Ordinarilor! Întrucât luptele politice au devenit mult prea intense, ajungându-se chiar la violențe fizice, deciziile importante se vor lua de acum prin jocul piatră-hârtie-foarfece, dar varianta românească. Șpagă nepotisme biserică. Jucăm? Șpagă nepotisme biserică. Șpagă nepotisme biserică. Biserica bate șpaga. Ministerul Educației pune piciorul în prag și declară război exodului profesorilor români în străinătate. Ministrul Educației a și oferit soluția, citez: vom face eforturi mari să păstrăm profesori în țară, de aceea am decis să înființăm peste 5.000 de hectare de plantații de căpșuni, ceea ce e un efort. Știrile noastre se încheie aici, ca și viitorul acestei țări. Mulțumim pentru atenție și mare atenție, unde pune ștampila? Unde? Și acum cum dispar prezentatorii de știri? Faceți cu foile așa, faceți mă cu foile așa. A. Ala e, ala e. Poate că semnezi ceva. Da, e okay. Ciudat când îi vezi pe ei înși, știi? Adică când îi vezi necostumați, ne făcând personaje, dar au un defect profesional, indiferent de ce zic, o dau în personajul respectiv. Adică dacă zic ceva de Iohannis, îl fac pe Iohannis, instantaneu, știi? Zici că iese din ei așa, știi? Dar fain, fain. Să facem pe hey guys. Bravo, bă, băieți. Mulțumim din suflet. Bravo. Bine. Hai să pregătim știrile de mâine. Hai să strângem aici, măcar să fim utili. George